rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Omul liber nu merge cu cohorta, ne spune decis Dan Puric. De la tatăl meu am învățat să nu mă înghesui. Dragi prieteni, bună dimineața! Întrebat de un alt jurnalist pentru ce mulțumește, interlocutorul meu din această dimineață a mărturisit: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am născut într-un ghetou și totuși fibra mea nu s-a atenuat. Nici comunismul, nici democrația nu mi-au luat privirea de la cer. Domnule Dan Puric, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru prezentare. Se vede că sunt urmărit de cine trebuie, nu numai de cine nu trebuie. E asta o bucurie împărtășită? Sau e doar un campionat? Pentru că vi s-a spus așa, că sunteți legionar, mason... Doamne ajută! Și... și dintr-o dată vine cineva și vă spune peste toate că sunteți campion. Asta cu siguranță nu vi s-a mai spus. Pe la 17 ani eram în liceu de arte plastice Nicolae Tonița și nu știu ce m-a apucat să spun, eu pot să fiu depășit, dar niciodată egalat. Și aici este un lucru foarte interesant, pentru că eu cred că se subliniază actul de unicitate. Nu acel primul într-o ierarhie, ci acel ceva special. Băi, ce m-ai speriat, am crezut că ai venit să mă iei. Zic că și așa sunt urmări. Dacă poți să schimbi din structura politică a acestei țări și să aduci în loc de dezbinare o substanță care să ne unească, ai un ceai care să le dai românilor să le unească sufletelele astea zdrobite, un ceai românesc. Mie, ca de obicei, cappuccino și croissant. E, uite ce lovitură de stat ai dat acum. Am rămas cosmopolită. Da. Ce-ți fac? Nici nu mi-am propus la masa asta de dimineață, într-o sâmbătă în care tot românul se scoală voios și deschide televizorul. Oare se mai scoală voios? Dacă mi-aș pierde încrederea asta, aș pleca din cadru de aici. Se zice că cel mai mare păcat este deznădejdea. Și atunci este bine. Dar voios nu cred. Să se scoale puțin lucid. Caragiale i-a scris lui Vlahuță la un moment dat și a zis: neamul ăsta românesc are toate calitățile, nu trebuie să-l blestemăm, că nu-i mai rău decât alte neamuri. Este încă neașezat. Frumoasă declarație de dragoste. Și e cel mai cuprinzător adjectiv pe care l-am citit despre poporul român, care a suportat tot felul de caracterizări și clasificări, din păcate. Da, nu atâta clasificări, e spus eufemistic, jigniri, nedreptăți, insulte. Are o capacitate de a îndura și mai ales de a nu prolifera rău, de a nu răspunde. Iisus pe cruce, când a zis, mi-e sete. Așa. Nu era sete de apă. Era sete ca Iuda să se întoarcă, să nu-l piardă. Parcă ți-e sete ca poporul ăsta să se întoarcă, să nu se dezbine. Mi-l aduc aminte pe Valeriu Gafencu. 30 și ceva de ani, tuberculos, era în celulă cu lanțurile alea de animal, de vită, toată România sub tancurile rusești, nicio speranță. Și atunci spune un lucru, apropo de nădejdea în Hristos și de ceea ce se numește vedere înainte, nu? Zice, comunismul o să dispară. E, cine credea în 50-51 că comunismul, care abia s-a instalase, o să dispară? Așa. Pregătiți-vă pentru ceea ce o să vină, că o să fie mult mai periculos și puneți cărămidă nouă creștină. Uitați ce se întâmplă. Deci, acum ceea ce se întâmplă e mult mai periculos decât comunismul. Dar pământul acesta a dat sfinții, care au văzut înainte. Și de asta am zis remarca asta, mi-e sete. Mi-e sete de genul acesta de oameni care s-au jertfit. Mi-e sete de această condiție a României. Mi-e sete că acești tineri care acum risipesc energie și credința pe un teren fals să se întoarcă. Mi-e sete că ei să iasă pe stradă pentru alte lucruri. Să iasă pentru faptul că istoria a fost dezgolită de martiri și sunt condamnați prin lege. Mi-e sete să-i văd pe stradă
ca să apere familia în normele ei adevărate. Mi-e sete să-i văd că țin la demnitate și la onoarea poporului român și nu la niște lucruri conjuncturale și... Mi-e sete de această țară, în parametrii spirituali, să iasă România pe stradă pentru onoarea și pentru demnitatea ei, nu să fie manipulată. Mi-e sete ca acest tineret să se întoarcă la Dumnezeu. Mergeam pe stradă și mi-am dat seama, libertatea fără Dumnezeu este primul pas spre sclavie. Își cer, cum să zic, singur lanțurile. Viitorul fără Dumnezeu nu există. Libertatea nu este decât în credință. Eu m-am gândit în dimineața asta, așa între un ceai și o cafea, să încep discuția chiar cu Dan Puric, omul liber, și ajung și la artist. Și ajung și la cel care a avut revelația lui Dumnezeu la un moment dat, pentru că mi-a zis așa, dacă mi-ai fi spus că la 48 de ani mă apuc să vorbesc public, ne-am fi distrat o oră împreună la o bere. Da. Asta se traduce cumva că de-a lungul vieții, când între 40 și 50 de ani, ziceți plastic, se închide cercul viitorului, apare undeva revelația. Când nu plătești impozit cuiva pe pământul ăsta, atunci ești liber. De regulă, oamenii se angajează și se înrobesc la lucruri de genul acesta terestre. E ca și cum eu aș plăti impozit culturii de astăzi în România sau culturii de tip european. Nu! Eu pot să plătesc un impozit sufletesc Teatrului Național în tradiția lui de jertfă, culturii europene sau culturii, cum să zic, universale în tradiția, în ceea ce ne-a înălțat. Acolo, da. Pentru că acolo găsești jertfă, găsești transcendență, găsești spirit. Acolo te racordezi. Așa că să te racordezi la modă, vei dispare odată cu ea. Progresul trebuie privit, cum să zic, și ca o sabie cu două tăișuri. Dat, prin anii 80 ai României sau poate chiar mai devreme, ați deschis un pick-up, ziceți, într-o noapte și a zis așa și am început să mă mișc și să vorbesc într-un teatru al tăcerii, de fapt. De unde ați găsit răbdarea să așteptați vreo două decenii și mai bine ca oamenii să înțeleagă limbajul ăsta nou, să-l înțeleagă și Europa și după aia să vină și recunoașterile. Momentul acela, când eram lângă un pick-up din ăla Vai de capul lui și am pus muzică și am început să vorbesc pe ea, dincolo de coreografie sau de pantomimă, eu mă bucuram enorm. Vreau să fug Arhimede pe stradă, să zic Evrica. Eram muncitor necalificat pe la trusul de construcție Carpați, că nu intrase la facultate, că era în saci, era o chestie. Dar făceam o școală populară de artă. Și la Școala de Populare de Artă am avut un profesor genial, Traiana Elene, care mai trăiește, un pedagog excepțional. M-am dus și am arătat acest număr în apartamentul lui din drumul Tabri, stătea așa ca Colombo cu țigara. S-a uitat la mine și mi-a zis, bă, tu fă, că ăștia își dau seama în 20 de ani. Și așa a fost. Și așa a fost. Și atunci el a zis, tu nu faci pantomimă, limbajul tău este limbajul de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Este una dintre cele mai mari achiziții în comunicarea teatrală. Eu personal cred că ăsta e, de fapt, ecumenismul dumneavoastră. De la domnul Gheorghe Jiji, un martir care mergea pe stradă cu o pensie mizerabilă, el mi-a dat cea mai teribilă definiție a ecumenismului. Degeaba se chinuiește, cum să zic, la nivel internațional să o găsească. A zis, domnul Dănuț, ce interesant că nu mi-a zis domnul Dănuț, tot timpul domnul Dănuț. Așa, domnul Dănuț, eram în celulă, la Aiud, eu, ortodox, un catolic. Și l-au băgat bătut, cu coastele rupte, cu mandibula, cum să zic, fracturată, pe un tânăr, profesor Vișovan, care era greco-catolic. Sus, pe gratiile alea care dădeau la cer, dar sus de tot, Așa. Era o cioară. Dumnezeu a trimis-o acolo și avea o nucă în cioc. Și aia, speriată de gemete, a dat cu ciocul și a căzut nuca, jos. Și atunci, ei nu mâncaseră de 4 zile. Erau bătuți, erau mutilați. Au făcut cel mai rapid sinod ecumenic de pe suprafața Pământului și au hotărât, să-i o dea greco-catolicului, pentru că el era cel mai în suferință. Extraordinar. Și atunci vezi o lumină a gestului creștin care se înalță și care binecuvântează poporul ăsta.
N-a mai fost nicio discuție. Dar absolut nicio discuție. Asta am repetat tot timpul, că ăsta e poporul român. Dar te întrebi acum ce s-a întâmplat în anii aceștia de educație. Au fost terminați, martirii au fost scoși, au fost trecuți în ilegalitate, istoria a fost pervertită, profesorii au fost mutilați, au apărut istorici mincinoși, oportuniști. Avem o intelectualitate, așa zisă, de vârf, oportunistă. Numai țara în care să fie Mircea Vulcănescu, să vorbească de tânăra generație. În 1922, Mircea Vulcănescu spunea, e diferență între generația tânără și tânăra generație. Pe care, mă? Generația tânără e un dat biologic, pe care avem cu toții. Tânăra generație este o chestie de atitudine. Este cine suntem noi, spuneau ei. Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade. Eu am fost în casă la Mircea Eliade. În 1997, am luat un premiu la Chicago, mi-a zis cineva să pun o floare la mormântul lui Mircea Eliade. Atât de zăbăut eram că nici nu știam că Mircea Eliade a murit la Chicago. Eu atunci eram la nivelul puștanilor, care sunt acum. Aveam toate datele unui om cu suflet curat, dar nu prea știam. Eu pe drum mi-am echipuit că Mircea Eliade, care a răsturnat omenirea asta și a băgat istoria religiilor ca știință pentru prima oară pe mapa mond, trebuie să aibă o vilă mare. Că așa credea Dan Purică. Dar de ce? Asta era un reflex al nomenclaturii din ghetou. Nu numai asta, dar zic, valoarea trebuie să fie răsplătită și merită. Și când am ajuns în campus studențesc și am urcat pe niște scări și am văzut în ce modestie stăteam, mi-a țâșnit o lacrimă. Doi, când am văzut pe perete și pe jos scoarțe vechi de 50 de ani, într-un colț acolo era pus afișul meu cu Xerox, un afiș mic, nu? Lângă candela cu Mircea Eliade, la cea mai mare premiu pe care mi-a dat. Doamna Eliade a intuit că a venit un ghiocel din țară și a pus afișul. O așteptam să vină cineva, a zis, o scuzați că a avut o fractură și vine mai greu. Și a venit cu trepiedul ăla, cu care se susținea o femeie de o frumusețe rară, 80 ceva de ani, m-a privit așa. Și vedeam ochii albaștri, sinim, m-am sculat în picioare, auzeam scârțitul ăla de la celofan, eram înnebunit și din mine a început să iasă textul imbecil a unui om dresat. Vă mulțumesc din suflet că am avut ocazia, oportunitatea să vizitez casa comemorativă Mircea Eliade, că vorbeam ca la muzeu. Ieșise pionierul, utecistul, membru de partid și cum zic, Dumnezeu, m-a ascultat, Dumnezeu. M-a ascultat așa și la un moment dat mi-a zis, vorbește mamă mai tare că-i baba surdă. Și brusc m-am trezit pe cerdacla vasului. Ea mi-a instalat o normalitate a dialogului. După care am început să vorbesc și mi-a zis, mamă, Mircea, ia fumezi? Nu. Bine faci, uite, eu fumez asta. Mircea a vrut să se întoarcă, dar n-a vrut să-l se întoarcă la Ceaușescu, pentru că l-ar fi blestemat sufletele celor care au murit. Și așa îmi spunea, nu mă pot duce, că ai mei au murit în pușcărie. I-am văzut birou, atâta. Sub birou, pe sub sticlă, era o hârtie scrisă, am să mor scrind, dar am să mor scrind adevărul. Asta era Eliade, asta trebuie să știe copilașii ăștia pe ce. Așa? Eu am rămas biblioteca și că câte cărți a dat mama și nu s-au mai întors. Un pat mic soldățesc. Până m-a băgat din nou ce o să-și living. Era o chestie mică cu niște fotoliu și a început să-mi spună cât de mult e lovit Eliade în România. Ceea ce a fost o campanie întreagă de a-l distruge, de a-l face fascist. Ordinerii de genul acesta, viclene, mare atenție. În rugăciunea Tatăl nostru, noi am tradus și mai bine, nu zice își păzește de ce rău, tot Adrian Făgeșea, de cel viclean. Cel viclean e mai rău decât rău. Deci viclenii ăștia care, cum să zic, pulverizează toată elita interbelică și zic că a fost fascistă ca să ne distrugă, de viclenii ăștia. Doamne, problema a fost următoarea. A început să-mi spună cum este lovit pe nedrept și atunci m-am inflamat și am început să-i vorbesc eu, doamne Eliade, despre Mircea Eliade. Super. Să-i vorbesc de istoria religiei, de mai trei, de nuntă în cer. Și a tăcut. Și se uita și eu nu mă mai trezeam să-i spun, doamne, nu trebuie să vă descurajați. Noi, tineretul, l-am luat ca model pe el, pe Cioran, pe Constantin Noica, pe Țuțea. Și am început să vorbesc. Eu îi spuneam ei cine a fost bine. Și a săraca s-a uitat și la un moment dat a avut o feminitate fantastică. Era o femeie în casă, a zis, Mario, mai adu-i o prăjitură lui Dănuț, că ăsta e frumos și deștept ca Mircea, că l-am cunoscut. Mi-e sete de această Românie, de aceste femei absolute. Domnule, cum și ați zis, femeia ține neamul, nu? Da. Pe de asta da, hai să ne ducem de la Cristinele Eliade cu ochii ei serafici la alți ochi albaștri care îmi plac mie, mămăica asta din Fii Român, da. Că am fost prudentă față de cartea asta ultima, care culmea e cea mai nuanțată dintre toate, deși atât de imperativă, Fii Român cu semnul exclamării. E ca o
poruncă peste capete așa și înăuntru ei e îngerul ăsta de mămăica, cum vine ea la Nehoiu să-și ia nepotul pe Dan Puric, care trebuie să se ducă la școală, nu? Era fantastic. Și mama ce face? Vă pune o punguță ca în basm, cu o monedă pentru tramvai. Da, ca să învăț să plătesc clasa a doua și clasa a întâia. Și când am urcat, mi-a dat peste mână și a zis la comunist să nu plătești niciodată. Și am scris în carte ce s-a întâmplat. Dar acolo am scris așa, Marx, Engels și mămăica. La o ideologie nefastă, care este și acum, noi o punem talpa țării. Iar această talpa țării nu face ideologie. Eu vreau să spun... Păi nu face, că are treabă. Altfel de treabă decât sclavii aia preocupați ai lumii moderne. Când țara aceasta duduia de pușcării cu oameni vinovați, un biet preot de țară a ieșit în avânt și a zis, fraților, ideologiile nu sunt bune că n-au mamă. Și atunci se termină tot. Asta i-am spus și eu lui Dugin, că m-am văzut cu Dugin și m-au făcut ăștia duginist și putinist. Ei, și... câte vi s-au tras nu, da, au zis că sunt agent KGB și m-au zis că sunt agent EKG. Și a spus, domnul Dugin, chestia asta are mamă. Nu trebuie alte ideologii, euroasianism, vorbim și asta. Noi românii avem mamă. Maica poporului român este biserica asta ortodoxă. Și sigur că noi sunt și catolici, și greco-catolici. L-am întrebat pe domnul Jiji. Și am întrebat Ion Gavrilo Goranu. Eu am fost greco-catolic. Da. Și că își puneau probleme când arma. Erau așa. Zic, v-ați pus probleme în închisoare de... Nici pomeneală, domnul Dan. Dar ce făceați? Ne dădeam bucata de pâine așa, unul altă. Aia e România. Dar România asta a mea și a dumneavoastră e alta? Nu. Sunt doar, cum să zic, e cum eram eu... Știi ce se întâmplă? Nici o acuză pentru tineretul din piață. Nici o acuză. Ci pentru toți șobolanii care sunt în spatele unor asemenea mișcări pro și contra. Niște șobolani, niște bestiole comuniste și de o parte de altă, numai că se luptă. De ce? Eu la 18 ani țipam la tata. Și spuneam, tu nu înțelegi că comunismul este... Uite, au asfaltat, au făcut blocuri. Bătrânul, m-a făcut la 53 de ani, când a avut timp liber, se uita pe fereastră. El care a avut pământ, care tatălui a fost prieten cu Cogălnicianu, care, cum să zic, regina Elisabeta donase o armă de vânătoare, care fusese nu pământ mult. Dar nu numai asta, doctorul ăsta Dobrogean, care v-a făcut când a avut un răgaz pentru artă, nu? Sau pentru s-a visare. S-a retras în munți pentru că era frică să-mi fie arestat. Dom'le, s-a uitat pe fereastră și nu mi-a dat niciun răspuns. A zis, nici anul ăsta comuniștii nu să aibă recoltă că nu plouă. Și când a murit, când l-au asasinat pe Ceaușescu, i-a zis, tată, l-a omorât pe Ceaușescu. Dom'le, fantastic, e săracul de el. I-a fost milă, dom'le. După care a zis, stai liniștit, suntem încă sub ocupație. Cum dom'le, avea instinctul istoriei, dom'le? În 89, a doua zi după ce l-au asasinat pe Ceaușescu, mi-a zis, stai, nu te grebi, suntem sub ocupație. Și noi suntem sub ocupație. România astăzi se desface. Cum se pierde instinctul istoriei? Că atunci când se desface o Păi prin istorici care scriu România altfel. Prin istorici care boicotează cu nerușinare identitatea. Nu, mama mea nu poate să fie altfel. Bunica mea nu poate să fie altfel. Istoria mea, istoria ungurilor, istoria curatului nu poate să fie altfel. E într-un singur sens. Noi nu avem dileme aici, avem certitudini. Dar și în lumea aia a deținuților fără vină, aia din pușcăriile politice, erau oportuniști care scriau de o Românie în toate felurile și discernământul exista. S-a pierdut și altceva pe lângă instinctul ăsta al istoriei. Nu pot să dau vina pe niciun istoric, numai pe acela. Toate manualele de istorie care au apărut după 1989, toate manualele au scos baze identitare. Toți profesorii care au acceptat să se facă așa ceva sunt mai mult sau mai puțin trădători. Toți istoricii oficiali care au fost publicați și care ne-au modificat povestea neamului sunt trădători. Eu nu pot să aflu o altă poveste dacă am văzut prin ce a trecut mama mea, tatăl meu, prin ce am trecut eu. Eu nu pot să-i las în moștenire fiului meu minciună. N-am cum, n-am dreptul. Mi-aduc aminte tot de Adrian Făgețeanu, ce când vinșilor li se scoteau ambii ochi. Și numai unul ei se lăsa un ochi ca să depună mărturie. Eu fac parte dintr-unul dintre aceia. Am un ochi și eu. Ochiul ăsta, că ți-l dă sub milascos sistemul, cu asta zic, mărturisesc. Nu este așa cum scriu oportuniștii ăștia. Sistemul acesta comunist,
care acum are fațetă, e virus versatil, se schimbă. Atac asupra ortodoxiei, asupra creștinismului, atac asupra familiei, asupra istoriei, asupra tradiției, asupra valorilor, asupra lui Eminescu, asupra tot ce vrei, ca să-ți rupă stâlpi, asupra femeii, care am zis este podul, ea ține neamul. De ce au dat drumul numai la prostituate pe toate posturile de televiziune? Nu se vrește de o mamă, de o fată. Am cunoscut atâtea, cum să zic, atâți oameni de calitate în Occident. Unul n-a apărut numai la televizor. O fată care luase, era magna cum laude, luase și la Sorbona și la Oxford și a zis, Dane, la ploiești, trebuie din pensia la mamă. Zic, trebuie să fug. Și a fugit. Știi ce mi-a zis copilul meu acum 3 zile? S-a uitat așa și a zis, tata, cred că plec. Dumneavoastră, de ce n-ați plecat? Eu? Păi să-i las pe ăștia. Să-și facă... Să plece ei. Dar eu știu că copilul meu, chiar dacă va pleca, el se va întoarce. Nu i-am zis nimic. M-am uitat doar în ochi. Întrebarea asta scrâșnită cu să-i las pe ăștia e cu mintea de acum, dar cu aia de acum 30 de ani. De acum 30 de ani aveam o alergie împotriva lor. Când făceam filme socialiste, am zis, bă, nu știu dacă e bine ce fac, dar ăștia greșesc fundamental. E instinctul ăla de dacă m-am născut câine ciobănesc, îmi miroase că vine lup. Nu, eram conștient, eu nu știam că de desubt acest popor a avut minunile astea de oameni pe care au terminat. Și ce grijă au avut flăcăii ăștia să-i astupe, să dea cu ciment, să zică cum e. Așa, așa, așa. Sunt straturi de minciună. Și acest tineret a fost educat prin straturi de minciună. Dar ce pot eu să vă zic? Fiți atenți! Treziți-vă! Că și eu am pățit-o. Mi-a rămas ochiul ăla. Și un băiat de calitate, din aia 300, 400, 500 de mii, zice, hopa, unul trebuie. E ceva. Ajunge unul ca să fie o lumină. Și ăla întoarce. Nu ei trebuie să acuzați, ci haimanele astea care au creat tot procesul de dezbinare. Mihai Antonescu, când a făcut ședința de urgență în 1943, și-a dat seama că pierde războiul. Deci nu mareșalul, Mihai Antonescu. Da. I-a adunat pe toți intelectuali. Pe Grigore Antipa, pe Brătianu, pe Gusti. Dom'le, și-a citit așa, Herodot a spus despre noi, deci Geto Daci, cei mai drești și mai viteji de traci. Dar a spus și a doua, păcat că nu sunt uniți. Da. Acest mare păcat al nostru, crucea noastră, dezbinarea, o cărăm, domne. Domne, nu ne unește nici măcar creștinismul. Pe poporul român, dacă vrei să-l unești, nu trebuie să-i dai o idee. Trebuie să-i dai o stare de spirit. Și starea de spirit, vorba lua acecuza, sunt idei, părere, ce au șmecheri ăștia, părerologii de la televizor, și idei putere. Când apare unul cu idei putere, tot neamul se duce după el. O să apară o carte la care am făcut prefață. Politica corectă, neomarxismul. Prefața am început așa. Tot joc Don Quixote și cu Sancho. Sancho, dă-n lancea să lupt, pentru că a venit monstru. Stăpâne, nu-i niciun monstru, este o moară. Ce te înșel, bunul meu Sancho, este monstru deghizat în moară. Și vine un amuno, zice, aici totul este invers. Don Quixote are ochiul geniului care vede prin, Sancho Panza îl vede realul, el vede strada, el nu vede mai mult. Geniul vede și atunci zici, Sancho, dă-mi arma să lupt, monstru comunismului este în față. Stăpâne, nu-i decât o moară. Nu, este monstru comunismului deghizat în democrație, în politica corectă. Dă-mi lancea. Domnule Dan Puric, dar nu cumva sunteți un exaltat ca orice artist care are, cum ziceați, un metabolism aparte? Aș putea să fiu un exaltat dacă nu m-ar corecta istoria. Ei, din exemplu, încearcă să extirpe naționalismul pentru că este cauza războiului. Nu! Și înainte de această paradigmă a ideii naționaliste a fost războaie. Firea poporului. Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul, zice Eminescu. Acum sărăcia ne apără. Când au venit sirienii, au început să plângă. Pe ce, ne bagi în țară sărac? Ne-a apărat sărăcia. Dar, pe de altă parte, bogăția naturală este tendință pentru ei ca să atace. Istoria se repetă, vorba lui Santa Iana. Cine nu are memoria istoriei, riscă să o repete. Când spuneți toate astea celor care vă ascultă, că nu sunteți singur, ca să mă conectez cumva și să fiu de-a contemporaneității, pe pagina noastră de socializare sunt 78.000 și mai bine de oameni care vor să fie cu Dan Puric. Și pentru ei și pentru alții care n-au ajuns încă să se înscrie acolo, eu v-am chemat aici.
dar și ca să vorbim despre omul ăla liber pe care l-am lăsat deoparte cumva cu mămăica. Deci, nu, tot timpul a fost omul liber. În această discuție a fost un om liber. De acord. El s-a manifestat. Am lăsat acolo, în povestea aia minunată, în suspans, când copilul de 6 ani scoate moneda și o întinde taxatoarei să plătească tramvaiul. Și vine bunica asta extraordinară, cu ochii albaștri, și îi dă prompt peste degete și spune să nu plătești niciodată la comuniști. Și până la urmă ce am făcut? Am plătit toți, cumva, comuniștilor. Eu am învățat toți am plătit. Am învățat atunci o chestie extraordinară. În clipa în care ne-au prins controlorii, am avut sentimentul că bunica i-a prins pe ei. Pentru că ea avea o verticală. I-am văzut tocurile cum mergea pe asfalt, am zis că parcă însămânța demnitatea. Aia mergea ca niște cărăbuși. Când m-am dus la secția de poliție, am văzut un șobolan mare și gras care n-avea o laptop atunci. Își băgau chimic în gură, scuipau și iar ea, profesoara de română, a zis, dăm procesul verbal. Cum scrie, mă, nenorocitule, s-a găsit sâliniuță? A, doi, m-a învățat să le dau note. Eu erați repetenți pe ăștia. Asta am învățat de la ea. Nu se plăză româniști. Tablou îmi place și mai mult și îl zic eu mai departe. De aici, din să fii român, când scoate creionul roșu și pune ăluia doi pe proces verbal. Da, pe asta, de asta discutam. I-a pus doi, eu am învățat să le dau note. Tu doi, de ce minți, de ce furi? De ce nu ești ca asta? Haide să ne contaminăm în gena asta bună. Am zis de Eminescu, Constantin Noi, ca Dumnezeu să odihnească această minune de om. A zis, suntem vinovați de dor față de Eminescu. Nu-l cunoaștem cum trebuie și nici nu-l facem cunoscut. Și mi-am permis să parafrazez, să zic, și a treia oară și mai cumplit de vinovați. Nu ne lăsăm contaminați de el. Ne mitocanizăm. Păi cum să am ne... putea dacă nu-l cunoaștem? E ca și cum... Există ceva. Am fost la Târgu Neamț și le-am vorbit copiilor de acolo, elevi de liceu, despre Ion Creangă, capra cu trei zi. Așa. Felul de a asculta acelora era fantastic. Acolo se datora... Pentru că n-aveau cu ei tablete și... Nu, aveau tablete, că nu putem zic... Aveau profesori, aveau Humuleștiu, era epicentru ăla acolo. Și le-am zis cum procedează capra cu trei iezi și cu cei trei iezi. Iedul cel mic nu iese în stradă. Cei doi au confundat voce și au murit. Iedul cel mic și-a dat seama, avea instinct, spiritul de discernământ. Iar capra nu poate să lupte cu lupul. Capra, cumnatul ei era lupul. Ca acum, în societate. Uh-huh. Și l-a invitat la masă. Numai că i-a pus scaun de ceară. Și de desubt era foc ca să se topească și să cadă. Și le-am zis, ea nu s-a răzvânat copii. Ea a făcut dreptate. O mamă face dreptate. Mama este singura care poate să intre în iad după copil. Numai Iisus a zdrobit. O mamă, dacă e mamă de criminal, intră după el și îl ia. Eu am vorbit la criminali. Nu la criminali în serie. Criminali, oameni care au făcut o crimă. Și știu ce impact a fost lucrul acesta. Nu îi desfințezi toate datele de refacere, că nu ești tu Dumnezeu. Și știu ce impact a avut. Am venit să vă vorbesc despre mama voastră care suferă. Și de mine care sufer, pentru că vă văd aici. Nu te rogi, iar îmi vine Adrian Făgețeanu mine. E rugăciunea inimii. Dar zice, românul zice, tatăl nostru. Măi, al nostru, nu tatăl meu. Tatăl meu care ești în ceruri, dă mie personal, Dan Puric, tatăl nostru. Ne rugăm pentru toți. Și atunci te rogi pentru această Românie. Te rogi până și amăriți ăștia care sunt în politică și care au fost turmentați de putere, de, cum să zic, le-a luat mințile, fără pregătire, fără... Nu mai au gen aia de glie. Cum să faci, domne, să pui în Parlamentul României să discuți legea aia de reîncriminare a martirilor? Să pui în Parlamentul României discuția cum e familia normală? De fapt, îi discriminezi și pe bieții oameni, pe homosexuali. Lasă-i, domne, în pace, domne. Lasă-i, domne, în viața lor, că au fost artiști mari, au fost personalități. Lasă-i acolo. Nu căuta să faci zâzanii. Da, dracu, diabolos. El cu asta se ocupă. Fă tu minorități ca să le faci așa. Da, Dan Puric îmi zice mie, ei, da, dracu ăsta trebuie tulburat. Și văd că-l tulburați, n-are o clipă de pace. Mă tot uit ce faceți, ce spuneți, cum adunați oamenii, cum îi convingeți, cum îi înfuriați pe alții. Nu trebuie lăsa să se așeze, o chestie de igienă, domnule. În ultima instanță, eu fac ideologie. Cum a învățat mama să mă spăl pe mâini, să mă spăl pe față? Este o igienă sufletească. Mi-a zis un monah odată, pe la Pudna, domnul Dănuță, să vă rugați de două ori. Da, scurt. Cum, părinte? Dimineața și seara. De ce? Sufletul e o cămașă și se murdărește în timpul zilei. Și eu mă rog pentru dumneavoastră
Dar să vă rugați și dumneavoastră pentru mine. De ce rugăciunea e o pasăre cu două aripi? Ca să se poată înălța la Dumnezeu. Când vă duceți cu tujur la mur sau cu Don Quixote sau cu costumele sau cu visul, în Canada, de pildă, că ați povestit, da, și vin românii să vă vadă și se bucură, dar își ceartă odraslele în franceză să nu facă zgomot. Le-am zis, bă, fraților, nu-i mai certați în franceză că nu prinde. Nu prinde, ce, pa de tu, ia pa de spui, bă, băi, stai cu minte că stracuna de nu te vezi, merge altfel. Este mai directă. Dar avem și noi straturi de degenerare, de asta nu suntem singur popor, vorba lui Caragel, nu suntem singur popor. Ei prin mimetism trebuie să se ascundă, să se dea francez, să se dea canadien, dar în inima lor, Elena Văcărescu, cărticică mică de memorie. Cine mai știe despre ea? Eu, e de ajuns. Dacă mai știu câțiva în România asta. La 17 ani, cineva i-a trimis poeziile lui Mihai Eminescu, scrise de Elena Văcărescu. Mihai Eminescu a citit și a spus așa: o învăț eu să scrie în românește. Că le scrieam francez. Da. Deci, el era așa, îi învățăm să facă limba română. Îi ceri, dar nu-i omori. Ce să fie, se adaptează, zice, bă, vorbim numai în germană, cresc copilul, săracul este sucit, a plecat din ghetoul comunist, au venit ăștia care au continuat ghetoul, el nu mai are repere. Fără istorie, fără asta. Dar dacă le vorbești și ai un anumit fel de a nu-i jigni, doar a-i trezi. Pentru faceți că... asta? Credeți în asta? Păi eu fac, dacă eu am fost imbecil la rândul meu, dacă pe mine nu m-a trezit decât evidența martirilor, pentru că nu mi-a zis nimeni de frică. Dacă eu am fost în situația asta, cu ce chestie îmi permit eu Dan Puric să zic, băi, vă duceți pe stradă și mai zice, vine un timp. Eu toată atâta zic, doar treziți-vă, fiți atenți la chestia asta. De-aia este termenul ăla de trezvie. Și treaz și viu. Monah îl folosesc. Monah înseamnă să fii însingurat, dar să nu fii singur. E altceva. Pot să am trezvia asta și în spital, de pildă, cum v-ați dus, știu din anturajul dumneavoastră, v-ați dus la festival la Veneția și v-a rugat primarul, pro bono. Când era asta? Prin 2000 și cât? Cred că era prin 2000 sau 2001. Am dat într-un interviu la spitalul de boli cardiovasculare și primarul m-a rugat, eram acolo cu Sonia Biache, care era directora Centrului Internațional de Artă, să face 10 minute într-un jur la mur la bolnavi. Palatul ăla Maor, veneau șalupele Salvare, ți era mai mare dragul să fii bolnav. Zic, dă-mi, Doamne, și mie eu, din asta să mă internesc, că bolnavii arătăm la bine decât românii noștri. În primul erau șamponați, halate albe și stilul ăla Maor, parcă erau niște poeme, parcă erau niște versuri ale bolii pe acolo. Și au venit ăia, ei creau că sunt clinic clown, din ăla cu nasul roșu, care mă mișcă așa încet, ca să nu-i... Mi-au spus cei de pe lângă dumneavoastră, foarte repede am aflat, că au venit 30, după aia s-au făcut 100, da, după aia au început să aplaude cu cârjele. Da, dumne, au venit cu perfuziile, dumne, era demență, după 45 de minute nu se mai oprea și la sfârșit, după o oră, cred, de transpirat, de bucurie, eu l-am dat tot. Și a venit un domn cu părul alb, m-a luat pe mine de umăr, pe Carmen și a zis, vorbiți italiană? Zice, puțin. Acum 2000 de ani, un frate de-al nostru, pentru că a iubit prea mult, a fost exilat într-o țară barbară, în Tomis. Toată viața lui a vrut să se întoarcă la iubita lui. S-a întors astăzi.
Și am mai jucat, m-au dus studenții din Viena la orfelinat. În fac Sfânta Cruce aici. Ce spectacol! Copii, dumne, orfani, în Viena, austrieci. Era de Crăciun. Și l-am făcut 10 minute. Și nu m-au lăsat să plec de pe scenă. Dar cum? Toate ciocolățile care au primit l-au aruncat. Eu unde dau ciocolățile, le dăm înapoi. Și au aruncat bomboanele, domne. Să păstreze Muțunache la în fața care le făcea. Vrea să plângi. Eu cred că ăsta este Dan Puric, cel care e dincolo de orice insinuare, da, așa este de și orice poporul acuză. Nostru. Așa orice... e și poporul nostru. Poporul nostru, am fost în Toscana, am dat de o doamnă acolo care era la un restaurant, într-un sătuc, și era româncă. Și mi-a spus un lucru fenomenal, domne. O să le zic ăstora, ce dăm noi occidentului? Zic, ce faceți aici? Fac de serviciu, așa. La 4 ani? Da, la 4 ani, da. Acum, de 5 ani, vin doar să o ajut. Păi cum? Nu, am făcut 5 ani, sunt din Bucovina, am văcuț, am porc, am fermă, sunt chiar mai bogată decât ea. O iau și pe ea în Bucovina să vadă mănăstiri. A rămas, da, de ce mai veniți? I-a murit soțul. Și câinele e singură și plânge și nu pot să o las. Că mi-e ca o soră. Asta înseamnă suflet creștin. Ăsta este rodul bisericii. Iar italian, ca să vedeți cum a vorbit de biserică, de sarmale, de mănăstirile, nimeni nu a vorbit. Aia nu era imaginea României în lume. Aia era icoana poporului român. Bucovina încă. Hai să vorbim ultimele 5 minute despre intelectualii creștini care au dispărut și nu mai are cine să apere valorile, ziceți. Eu însă am pierdut vraja aia cu care mă ținea de pildă când eram studentă la litere Ioan Alexandru în podul universității, vorbindu-mi de valori creștine, când n-aveai voie să treci drumul către Biserica Colței măcar. Noi suntem datori. Dacă copiii ăștia tineri dispar în neant, noi suntem vinovați. Pentru că nu strigăm. Eu la teatru când lucrez cu ei zic, nu faceți asta. Știu de la Trena Elenei, bă, învață să refuzi. Roluri care nu se... Învață să refuzi dobitoci care îți propun să vorbești urât pe scenă, să te dezbrasă. Învață să ții valoarea. Eu mi-aduc aminte, și cu asta poate închei, ce înseamnă valoare românească. Un regizor, mă rog, român, plecat de mult în America, a venit la noi, la Național, și mi-a propus să spun prostii. Și am zis, nu pot. Și am crezut că glumesc. Nu, dar trebuie. Cum, e scena Teatrului Național, nu pot să zic așa ceva. Dar cum, democrație, trebuie să ieșim din limbajul ăsta, comunist, dar n-are nicio legătură, zic, domnul meu. Aici este o scenă unde se ridice limba, să se... Mi-au sărit toți în spate, tânăra generație. M-am întors, m-am uitat la ei, eram singur. Și la un moment dat, un domn cu părul alb, care stătea la repetiție, actor, a zis, dragul meu, și eu ca dănuț nu pot să spun cuvintele alea oribile. Dar de ce? Se întoarce mama în groapă. Știți cine era? Ghiță Cozurici. Far. Și mai fusese cineva, maestru Beligan, care v-a zis, și vă citez aici, dar uite-te, dragă Puric, cu binoclu întors la ei, ce vorbă. El mă iubea foarte mult, Dumnezeu să-l odinească, acum vreo 10 ani, a zis că mă retrag din marea performanță. Și a intrat la mine în cabină cu un buchet și mi-a zis, dar să faci la 80 de ani, dar din degețele. Ei, da? Da, era grozav, el avea... Dom'le, și aici, că uite, aducem puțin vorba. Eu am scris o scrisoare la moartea lui. M-a marcat, el m-a băgat în teatru, în prin comunism. I-am văzut pe cei mari. Dacă nu era el, Teatrul Național era praf. Știa să disimuleze perfect și să facă artă pe dedesubt. Știa să-i apere, numai eu știu cum îl apărea pe Dinică, pe toți ăștia, de, că erau ca niște copii tineri. Adică altfel tradus să le spună comuniștilor ce voiau să audă despre asta și vorba. El să fie el. În clipa în care ai un asemenea om și aici, vedeți că un creștin atac, că domnul a murit, că a fost membru CPUNES, domnule, de pe poziția aia s-a făcut teatru, s-a făcut mare artă. Eu nu sunt atât de habonic să zic că ăla a fost așa și el așa și nu știu ce. Lucrarea care o ai în spate, ce ai făcut? Care e lumina aia din spate sau nădejdea din spate care vă lasă să faceți bilanțurile astea când veniți așa și ziceți, domnule, la 10 ani aveam un ieduț Berciu și la 60 să spuneți ce? Părinții mi-au înțeles copilăria și mi-au ocrotit-o. Dacă n-ai părinți ocrotitori, tata spunea să faci orice, numai tu să te simți liber. Mama, care mergeam cu ea în taxi și era tot Bucureștiul plin cu afișe și în loc să-mi zică, dragul mame, ce mândr sunt eu că ai apărut, mi-a zis atâta, dragul mame, să știi când să te retragi. Ce bun simți să nu asfexiezi, să îți faci drumul. Ce mă ține?
În fiecare zi mulțumesc Dumnezeu că exist și în fiecare zi știu că se poate termina lucrul acesta. Au dispărut oameni dragi de lângă mine. E mult mai grav să-ți moară cel pe care îl iubești decât să mori tu, Dan Puric. E cutremurător să vezi lucrul acesta. Este fantastic să vezi că în plină durere există o putere care te ține să treci prin. Și atunci ai incidența... Adică să răzbați, cum zice ăștia. Da, să răzbați, să treci prin. Am văzut un lucru care m-a cutremurat și care în același timp mi-a dat o putere fantastică. Nu dau nume, pentru că nu este cazul. Niște părinți de mare calitate sufletească își îngropau copilul ars de la colectiv. Lumea a venit, erau condoleanțe, coșciugul era acoperit. I-au zis o clipă că mai ne ducem să-l vedem o dată. Au conjurat coșciugul, n-aveau ce să vadă. De-aia au făcut turul ăla. Când te legi de asemenea dimensiuni sufletești, nu mai ți-e frică de nimic decât de bunul Dumnezeu ca să nu-ți ia dragoste. Asta este soluția. Între timp ăștia au schimbat politici, clar că acolo a fost o mână criminală. Au făcut partid, au făcut... Părinții ăia, pentru tot restul vieții, au rămas cu chestia asta. Încă o suferință pe poporul român. Când ți-o asumi, atunci se deschide o perspectivă regală, sufletească. Ce să-mi fie frică? Că pentru ce? Perspectiva asta regală, o să vă mai invit, ca să mă bucur de ea, o să mai vin la Național încă și dacă încă nu mi-o închide ăștia cu niște gratii, închidem perspectiva lui Puric și cu asta închei. Am mai zis eu, un german, mare fizician, a zis, omul are o perspectivă și la un moment dat e unul care are o perspectivă din ce în ce mai mică până îți face un punct și zice, ăsta e punctul meu de vedere. Și atunci eu, perspectiva creștină, trebuie să o sacrific pentru punctul de vedere al lui Nea Fane, al lui Nea Gigi sau al lui Nea Caise de la UE. Lasă-l pe ăla cu punctul de vedere, eu rămân cu perspectiva asta. Ei, vedeți, domnule Puric, atât le spun celor care au băut cafeaua cu noi. Dacă vă închid sau vine careva și vă închide cu o brăznicie perspectiva, eu voi fi campionul, pentru că am fost aceea care v-a adus încoace, dincolo de gard, să vă vadă lumea și să vă audă. Știți, e genial ce mi-ai spus și te cred pe... Domne, pariul lui Hristos asupra femeii, apostolii au văzut cum îi scoate din groapă, cum îi învie, cum îi... Au fugit toți. S-au ascuns ca șobolanii săraci până la cinzecime. Cine s-au dus la mormânt? Mironosițele. Ei? În clipa în care se dau cu bolovani în femeia adulteră, el nu era purtător de opinie publică UE sau transoceanică, să-i zică târâtură, prostituată. Femeie, credința ta s-a salvat, să-l mai faci. Ce miracol și ce privilegiu! Taina femeii începe cu Iisus Hristos. Taina maternității începe cu Maica Domnului. Până atunci ne aflăm în plină biologie, senzualitate, frumusețe, erotism. Când e vorba de taină, eu mă înclin la acele femei care au fost, la așa că pe semne că tu provii din Mironosițe. Și mă întreb de ce Mironosițe la un semn peiorativ în România. Nu înțeleg de ce. Că Mironosița înseamnă cea mai curajoasă ființă de pe suprafața Pământului. Când legiunile romane erau așa, drădeiau apostolii și ele au mers acolo, să lungă cu mirod de nis, să-l spere. Orice mamă este o Mironosiță, orice femeie adevărată, absolută, este o Mironosiță. Acolo este salvarea neamului. Femeile nu fac ideologii. Tata vorbea de tratatul de la Varșovia și mama a zis, de ce n-ai la drojdie că nu crește cozonacul? Și s-a reglat totul. Aici rămânem, nici eu n-am făcut ideologie, doar conversație și ascultare. Mulțumesc să pentru rămână, azi mulțumesc și să ne vedem curând. Eu mi-am băut ceaiul, nu ți-ai băut aia, dar înseamnă că am spus bine. Dan, îți mulțumim atât de mult că ai venit. M-a stors ca pe lume, dar e o drăguță și da, o sensibilă. Nu poți imagina că putem face 10.000 de emisiuni. Păi v-am zis că mă deghizez. Mulțumesc mult, că merită să-l vezi, să-i vezi ochii, că am văzut colegii s-au dus, să-i vezi mâinile, Vlad, să-i vezi... Vlad a fost foarte atent la am văzut, că așa face... N-am mai început nimic, asta le vreți voi. Eu, băieți, vă mulțumesc că m-a suportat. M-a întrebat Marian Munteanu și i-am dat o semnătură să-l susțin. Și ăla crezut că sunt din asta mai politic și la ministrul culturii. Și i-am zis... Deci, eu sunt de profesie ayatollah. Ai intrat în ceață, măi! Înțelegi? Dar nu-i bună! Mă vezi pe mine la Ministerul Culturii dând ordonanțe la președinte Puric. Bă, nu merge! Că dacă începe grevă, jos Puric, e de rahat! Puric, Puric și poporul, nu poți nici să mă ridici, nici să... Eu am nume!